Bun găsit! Cele aproape 2000 de agenții de turism care nu au făcut dovada că au asigurări în caz de insolvență funcționează ilegal. Pot rămâne fără licență de turism în orice moment. Mai grav este că turiștii riscă să piardă banii plătiți în avans pentru sejururi dacă agenția intră în insolvență. Cei mai mulți operatori de turism fără asigurare sunt în București, peste 600, în Cluj sunt 106, în Brașov 99, iar în Constanța 88. Sunt prea mulți ca să poată fi controlați ca la carte de autorități. Așa că dacă vreți să plecați liniștiți în vacanță, nu aveți altă soluție decât să verificați site-ul Autorității pentru Turism și să cereți explicații înainte de a plăti. Important este să verifice dacă există toate autorizațiile necesare care să-i permită desfășurarea acelei activități. De foarte multe ori am propus de ce nu să întrebe comisariatul județean de acolo unde și are sediul turistul dacă au fost primite reclamații pe agenția respectivă. Probleme apar și dacă suma asigurată este mică. În cazul Genius Travel, agenția avea autorizație și brevet de funcționare, precum și polița de asigurare obligatorie, însă numai în limita a 10.000 de dolari. Astfel, clienții ar putea fi despăgubiți cu sume modice. De exemplu, dacă sunt 300 de oameni rămași fără vacanțe, ar putea primi puțin peste 30 de dolari fiecare. Acum autoritățile vor să grăbească lucrurile și să înființeze cât mai repede fondul de garantare al turismului. Astfel, dacă o agenție intră în incapacitate de plată, clienții și-ar putea recupera toți banii. El va veni ca o plată din partea tuturor agențiilor care primesc licență, ele vor forma acest fond, iar din acest fond se vor plăti cazurile în care una din agenții contributoare la fond va intra în insolvență sau faliment. Proiectul este creionat, lucrăm la ultimele detalii. Din datele Autorității pentru Turism, doar 1726 de agenții au polițe de asigurare valabile în caz de insolvență.